Salut! Bine ați venit la ZF IT Generation, emisiunea în care ne propunem să vă prezentăm cele mai interesante proiecte de IT și de tehnologie de pe piața locală. Discutăm astăzi cu Mădălin Margan, CEO al OncoChain. Salut și bine ai venit la emisiune! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Care este ținta proiectului OncoChain? OncoChain își propune să realizeze o platformă de cercetare pentru îmbunătățirea colectării de date despre pacienții oncologici și ajutarea, avantajarea oferirii de medicină personalizată și centrată pe pacient de către provideri de servicii medicale în acest domeniu al oncologiei. Care este momentul în care ai început să lucrezi la acest proiect? Ideea mi-a venit acum un an jumate. Eram medic în secția de obstetrică ginecologie la Spitalul Județean Timișoara și de asemenea știam lucrarea de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara și sufeream practic din cauza lipsei de softuri medicale de calitate în care să pot introduce datele despre pacienți și să export date utile în cercetarea medicală. Și am spus că trebuie să fac ceva, trebuie să schimb situația lucrurilor și ne-am apucat de acest proiect. Împreună cu soția mea, care este cofondator, este de asemenea implicată în cercetarea medicală și este medic și a avut aceleași probleme și cumva am suferit împreună în timpul rezidențiatului și am zis că trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile. Este un pic ciudat pentru un medic să se apuce de un proiect IT, dar cred că și eu și soția mea suntem cunoscători, cumva cunoaștem suficiente aspecte astfel încât împreună cu colegii specializați în tehnologie, colegii IT-ști, developeri, să putem realiza un proiect de succes. Deci ați plecat de la o problemă cu care v-ați confruntat în activitatea de zi cu zi. Aș vrea să spun că nu știu dacă e neapărat atât de ciudat, poate acum câțiva ani era mai ciudat ca un medic să înceapă un proiect de IT, dar cred că acum tehnologia pătrunde în toate sectoarele și poate fi utilizată pentru a ne îmbunătăți activitatea. Spune-ne, te rog, de când ai demarat proiectul și ai început să lucrezi la el, ce s-a întâmplat și cum a evoluat până în momentul de față? Da, întocmai am primit multă susținere din partea ecosistemului de startup-uri, aș putea spune. Am primit de asemenea două granturi fără equity, două granturi nerambursabile din partea două companii, Total și Johnson & Johnson, în cadrul unor competiții de startup-uri, Hacking Health, cel mai mare hackathon pe teme de sănătate din România, pe care l-am și câștigat, și Startup of the Year, unde am luat locul 2. La început a fost greu, dar simțind practic că există dorință și în rândul ecosistemului de startup, cum am spus, dar mai ales din partea posibilor clienți și posibilor parteneri, am continuat să lucrăm, chiar am adus oameni noi în echipă și practic am ajuns de la o schemă pe o tablă albă la o companie care acum este în două acceleratoare, un accelerator în Amsterdam, HealthSync, și Techcelerator în România, probabil cel mai cunoscut accelerator de tech din România la ora actuală. Și în continuare dezvoltăm compania, dezvoltăm produsul, sunt mândru de ce am realizat în ultimul an, este o cerere mare. Simțim asta, primim atenție din partea stakeholderilor. Cât ați investit până acum în acest proiect? Am investit undeva la 30.000 de euro din banii personali și undeva la 25.000 de euro din aceste granturi nerambursabile din partea diferitelor companii și am mai primit și de asemenea avantaje din partea unor companii de IT care ne-au ajutat în această perioadă. Câți membri sunt în echipa OncoChain? Avem 5 membri care lucrează full-time, cum suntem eu și Roxana, sau și part-time. Și de asemenea mai avem încă 3 doctori care ne ajută, un expert de marketing și o firmă mare de
avocatură care sunt împreună, practic, cu noi în acest proiect. Am înțeles. Care e stadiul proiectului? Este funcțional? Te rog, povestește-ne în ce stadiu se află. Da, avem un private beta, l-am numit. Practic, este o testare a platformei în 7 clinici de oncologie și un proiect pilot cu o companie pharma pe care îl desfășurăm în mai multe clinici. Deci este în producție, dar deocamdată este un release limitat, privat, pentru aceste clinici, care sunt practic în momentul de față mai mult partenerii noștri decât clienți și testarea este tip gratuit. Am înțeles. Te rog să ne spui legat de începutul discuției, când spuneai că proiectul a demarat pe fondul frustrării că nu ai softuri medicale care să te ajute în activitate. Descrie-ne un pic cu ce te confrunți, care este utilizarea tehnologiei în momentul de față în activitatea de zi cu zi în spitalele din România și după aceea povestește-ne și ce schimbă aplicația, proiectul la care lucrezi. Da. Practic, softurile din spitalele românești, în momentul de față, sunt doar niște aplicații mai mult de contabilitate, în care de cele mai multe ori medicii rezidenți introduc procedurile ce s-au desfășurat și medicația primită de pacient, cu scopul de a spitalul respectiv să primească decontarea de la casă, să se știe exact ce proceduri și ce medicație trebuie decontate. Mai are și niște funcționalități de management al pacientului cu privire la datele, testul de laborator, biletele de externare, deci sunt ok pentru, sau își fac treaba bine pentru partea de management al pacientului și de contare către casă. Dar lipsește partea de cercetare. Nu poți exporta date utile pentru cercetare niciun fel. Nu poți selecta pacienții după diferite criterii de diagnostic, după diferite criterii de date clinice, nu poți face comparații între cohorte de pacienți. Deci ești foarte limitat dacă vrei să faci cercetare. Și tocmai aici intervenim noi, încercăm să standardizăm introducerea de date cât mai mult după diferite sisteme de clasificare internaționale folosite în, de obicei în SUA, în America, dar și în Europa. Și, practic, vrem să ridicăm nivelul colectării de date și a posibilităților de procesare a acestor date în scop util științific. Și asta face, practic, OncoChain. De asemenea, vrem să conectăm mai multe centre, să realizăm studii multicentrice. O problemă în cercetare românească este că fiecare centru își desfășoară activitatea de cercetare cumva local, și nu avem studii mari, studii multicentrice. Și, practic, conectând centrele, vrem să realizăm acest lucru. Asta aduce, din punct de vedere al părții științifice, cercetare. De asemenea, având date despre pacienții pe care îi tratezi, poți crește nivelul serviciului de sănătate. Poți aduce așa-numitul value-based care în practica clinică. Să ai anumiți parametri care te compari practic cu media, cu rezultatele din platformă și știi unde ești ca și practician, ca și clinică. Și poți rezolva anumite deficiențe mai ușor. Poți ști unde ești un pic deficitar. Alte avantaje pentru... Da. Nu, te rog, continuă. Da, astea sunt avantaje pentru practicieni, pentru clinicieni, dar de asemenea sunt avantaje pentru firmele pharma foarte mari, deoarece pot orienta cercetarea. Aducerea medicamentelor noi pe piață durează foarte mult și este foarte scumpă. Această cercetare în R&D, partea de R&D, de research and development a drogurilor noi, a medicamentelor noi, durează poate și 5-6 ani, 7 ani și costă și miliarde de dolari. Și atunci orice avantaj, orice avantaj fin pe care poți aduce
de orientare a cercetării este un lucru foarte benefic. Și, practic, prin OcoChain se realizează colectare de date real world, date din practica clinică curentă, real world data, care sunt deosebite, sunt altfel de datele din triaurile clinice, care sunt mult mai standardizate și mai controlate. Și, de asemenea, este un volum mult mai mare de date real world. Practic, în triaurile clinice avem doar 3% din pacienți incluși și celelalte 97% din date sunt cumva pierdute, în sensul că nu se folosește nici cum în cercetare. Și, practic, noi salvăm aceste 97% din date. Le folosim, da. Și sunt multe, multe avantaje care pot veni de aici. Pot fi simulate brațele controlare, triaurile clinice. Se pot conecta seturile de date clinice cu cele genomice, ceea ce și facem acum în proiectul pilot. Practic, ai multe metode prin care poți ajuta cercetarea fundamentală și clinică. Am înțeles. Mulțumesc pentru aceste date. Aș vrea să te mai întreb și care este incidența cancerului în România. Știm, din păcate, multe din familii ne-am confruntat cu cineva drag care a avut sau are această boală. Aș vrea să te întreb însă, ca profesionist, ca om care are o altă vedere asupra situației din România, cât de mare este incidența cancerului și în ce măsură ceea ce faceți voi poate ajuta la îmbunătățirea tratamentului pentru pacienții din România? Da, în România avem 200.000 de pacienți în evidență, 200.000 de pacienți oncologici, 80.000 de cazuri noi pe an și 50.000 de decese, din păcate, din cauza acestei boli. Practic, noi putem crește nivelul serviciilor medicale din România prin ceea ce facem. Cum am mai spus, clinicienii se pot compara cu rezultatele medii din rețea și pot avea acces la ultimele scheme de tratament din foarte rapid din soft cu privire la fiecare pacient. Avantajele imediate pentru pacienți sunt, de exemplu, înrolarea mult mai rapidă în triaurile clinice pentru care sunt eligibili conform patologiilor. De asemenea, vrem să dezvoltăm și o aplicație mobilă unde pacienții să-și urmărească traseul. Practic, este o altă interfață a softului nostru. Pacienții pot avea acces la ultimele date cu privire la tratamentul lor. Practic, nu mai trebuie să care după ei dosarul acela imens, fizic, cu multe, multe foi, de fiecare dată când merg la o altă clinică sau la un alt medic. Și, de asemenea, pot vedea când datele lor sunt utilizate de către entități, third party, și cum sunt utilizate și sau procesate. Deci ideea este să îmbinăm protecția datelor personale cu folosirea lor de identificat, anonimizat, agregată în cercetarea clinică. Și asta este foarte greu de făcut și sunt foarte multe piedici și de discuții și la nivelul Comisiei Europene și internațional. Și, practic, aceasta este una dintre dificultățile proiectului. Să îmbinăm folosirea datelor medicale personale cu ale pacienților, cu folosirea lor în scopul de identificat, anonimizat, agregat sau pseudo-anonimizat în cercetarea științifică. Am înțeles. Pare o idee foarte bună aceea cu aplicația mobilă și scutirea pacientului de a căra după el celebrele dosare cu toate rezultatele de la analize, cu, mă rog, se ajunge exact ca la atunci când mergi la ghișeu, la nu știu ce administrație. Duci după tine, dita mai, dosarele, pare o idee foarte bună. Aș vrea să te mai întreb, care este planul vostru? Unde vedeți proiectul acesta în, să spunem, 2-3 ani? Care e visul vostru? Unde vreți să-l duceți?
Da, vrem să ieșim din România. Deja am ieșit în, suntem în Helsinki Accelerator, în Amsterdam, și acolo avem două, tot așa, proiecte pilot cu două institute de cancer și un institut de sănătate publică, practic, al Olandei. Și, de asemenea, vrem să, practic, simțim că piața din Europa de Est este virgină și vrem să ne extindem în Europa de Est, în prima fază. Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Republica Moldova, de ce nu, și au un institut mare de cancer. Și, practic, să devenim o platformă de referință în Europa de Est pentru datele clinice în oncologie. Asta este primul pas. Viziunea mare este să fim pe cât mai multe continente, cu cât reușești să colectezi date de la categorii cât mai diverse de pacienți, din punct de vedere, să spunem, rasial, etnic, cu atât ești mai valoros. De problemă a platformelor similare, de exemplu, din China, care nu reușesc să iasă din China, din țara lor, este că nu pot oferi avantaje medicale decât acolo, în China. Nu pot fi luate ca referință și pentru alte țări, pentru că nu au date decât despre rasa galbenă. Cam asta ar fi ideea, decât de pacienți chinezi locali. Și atunci ideea este să, practic, să fie o platformă internațională cu cât mai multe clinici din cât mai multe continente, cât mai multe țări care să participe și să creeze această bază de date diversă și atât genetic, cât și dacă ne referim la alte patologii specifice pacienților în diferite locații ale planetei. Vă doresc succes. Întrebarea este: de ce finanțare ați avea nevoie pentru a atinge aceste vise? Da, depinde. Am observat că de multe ori echipa și conexiunile și, nu știu, partenerii pe care ți-i alegi sunt mai importante decât finanțarea propriu-zisă, decât banii. Și pentru a realiza visul, într-adevăr, pentru a scala rapid și pentru a bifa roadmap-ul de dezvoltare software pe care mi l-am propus în următorul an, am avea nevoie de undeva la 450.000 de euro. Dar noi vom continua oricum, echipa este foarte ambițioasă, lucrăm în continuare. Nu suntem neapărat dependenți de acest aspect în realizarea dezideratelor pe care le-am propus în următorul an, dar evident, pentru a accelera este nevoie de finanțare și probabil în vara acestui an, iunie, iulie, vom încerca să ridicăm o rundă importantă. Ați demarat deja discuții în acest sens cu potențial finanțatori? Da, avem mai multe discuții cu mai multe fonduri de investiții și avem de asemenea cele două demo day din cele două acceleratoare care participăm, Helsinki și Techcelerator, și acolo vor fi prezenți foarte mulți investitori și suntem încrezători că vom putea ridica această rundă. Sperăm să dăm și noi o mână de ajutor cu emisiunea. O altă întrebare pe care probabil ți-o vor adresa investitorii sau deja ți-au adresat-o este: cum monetizați? Care este planul de a genera venituri pentru acest proiect? Sunt mai multe revenue models. Cel mai important este cel de software as a service pentru companiile pharma. Și anume un software de analytics, un analytics tool care va fi oferit companiilor pharma sub formă de subscription, de abonament lunar sau trimestrial. A doua variantă de monetizare, pe care noi considerăm varianta principală, este oferirea softului medical de Electronic Health Record, EHR, dosar medical al pacientului, către provideri de servicii medicale, în speță clinicile de oncologie mai mici sau mai mari.
cu cât adăugăm feature-uri acestui soft, cu atâta va aduce mai multă plus valoare clinicilor și la un moment dat vor fi dispuse să plătească abonamente pentru acest soft. Dar vrem să schimbăm un pic modelul de business clasic în care un provider software oferă clinicilor softul și așteaptă să fie plătit pentru licență sau abonament anual de obicei. Practic vrem să oferim softul gratuit cât mai multor clinici și noi să practic beneficiem de agregarea aceasta a datelor. Deci este un value-driven model. Cu cât mai avem mai multe date, cu asta putem monetiza mai mult. Deci este o platformă, până la urmă, de date cu diferite specificități ale domeniului medical, unde trebuie să fim foarte atenți. Un alt revenue model, a treia cale de monetizare este cea de contracte de cercetare specifice, adică există anumite centre de cercetare sau chiar companii farma, universități sau spitale care doresc să realizeze un studiu specific și au nevoie de platformă și atunci putem interveni noi. Dar sigur, nu este atât de scalabil acest model, dar poate fi foarte, foarte bănos dacă studiul este mare sau este finanțat de fonduri europene sau astfel de fonduri din domeniul cercetării. Deci sunt metode de revenue foarte importante și bănoase până la urmă, care pot întreține chiar și dezvoltarea platformei pe termen lung fără investiții externe. Mă refer la alte runde de investiții ulterior. Aș vrea să te întreb cât de deschise sunt entitățile din sistemul de sănătate din România către utilizarea de tehnologie, către adopția de noi tehnologii și dacă sunt diferențe, de exemplu, față de țările din regiune. Te întreb asta pentru că dacă luăm experiența de pacient obișnuit, vedem tot timpul probleme cu sistemul actual informatic utilizat de către casa de sănătate și de spitale și de medicii de familie, mai tot timpul se blochează, vedem că în continuare birocrația există, tot hârtia e sfântă în cel mai multe cazuri, nu te duci la un doctor și are acces la un dosar electronic unde să vadă istoricul tău medical, toate analizele pe care le-ai făcut. Sunt niște eforturi în zona privată, într-adevăr, dar în mare parte când interacționezi cu sectorul public. Și de asta aș vrea să aflu care e perspectiva ta ca actor în acest sistem, cum e în România și cam care e situația în regiune. Da, tocmai pentru că sunt aceste dificultăți, le spunem, cu CUI, cu softul de spital, cade rețeaua, nu poți să faci decortările, mă rog. Lumea este cumva foarte primitoare când aude de soluții noi, este foarte atentă și oncologia este un domeniu cu atât mai specific în care doctorii sunt foarte la curent cu noile inovații din domeniu, inclusiv inovații IT, vor să folosească tool-uri noi. Este un pic specific, este un domeniu specific în care dacă nu ești la curent cu dezvoltările, nu poți oferi pacienților cele mai bune tratamente, pe la urmă. Nu poți oferi medicina aceea personalizată. Și atunci avem foarte mulți early adopters, le-a zice, care chiar ne-au contactat ei să le oferim platforma, să o testeze, să vadă despre ce este vorba. Pentru că, practic, sunt și ei frustrați de ceea ce se întâmplă și vor să folosească softul de calitate care să le fie utile în cercetare și în practica curentă cu pacienții. Deci este o tendință de schimbare pe care o simt. E adevărat că domeniul este predispus la inovație în oncologie, dar se simte și lumea dorește schimbarea. Mai ales și în mediul privat, în primul rând, cum ai spus, acolo
noua de alesă. Practic, dacă nu folosesc cele mai noi metode, nu sunt competitiv și nu vor fi competitiv pe termen scurt, aș spune. Și deja marile lanțuri folosesc, au departamente de IT și folosesc softuri. Am văzut și în perioada aceasta, au introdus foarte repede telemedicina. Avem multe softuri de telemedicină noi apărute în platforme, chiar startup-uri românești în domeniu. Deci lumea se schimbă și simțim asta și în România și la nivel european la fel. Nici în vest nu este atât de bine pe cât ne-am aștepta. Din acest punct de vedere, este clar că sistemul medical a rămas cumva în urmă față de alte domenii, cum ar fi cel financiar sau de mobilitate. Și este normal să fie așa, pentru că tot timpul sistemul medical se schimbă mai lent, mai precaut, pentru că noi vorbim de viața oamenilor și nu poți să faci schimbări peste noapte. De aceea ziceam că nu este atât de bine nici în vest și orice inițiativă de genul este foarte bine privită. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes cu proiectul vostru și vă mulțumesc și pentru că ați participat la emisiune. Mulțumim și noi foarte mult și sper că a fost o prezentare bună a ceea ce facem și suntem fani ai IT Generation și urmărim. Mulțumim pentru ceea ce faceți și voi și că prezentați proiectele noi interesante din domeniu și în România, și oricum simt că ecosistemul este în creștere și vor fi multe companii de succes care vor pleca de aici. Mulțumim foarte mult, încercăm și noi să punem umărul la dezvoltarea ecosistemului, de aceea vă așteptăm și la următoarele ediții ale ZF IT Generation pentru a urmări alte proiecte interesante din zona de IT și tech.